suspendarea de drept la mandatul de primar al domnului Cernacosu, primar municipiul Cluj-Napoca, ca urmare a dispunerii măsurii arestării preventive de către Curtea de Apel Cluj, se ți-a plăraj de minor prin încheierea penală numărul 131/2011, în dosarul numărul 1502/33/2011, ordin emis în temeiul prevederilor articolului 71 aliniat 1 până la 3 din legea numărul 215/2001 administrației publice locale republicate cu modificările și completările ulterioare. Stimă prefect profesor dr. Florin Samatian. Ordin. Privind suspendarea de drept a mandatului de primar al domnului Apostol Sorin, primarul municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj, prefectul județului Cluj, având în vedere încheierea penală 131/2011 a Curții de Apel Cluj, secția penală de minori în dosarul 1502/33/2011, rămasă definitivă prin decizia penală a Înaltei Curții de Casație și de Justiție a României, secția penală prin care s-a dispus arestarea preventivă pe durată de 29 de zile în încurcatul Apostol Sorin, primarul municipiului Cluj-Napoca, în temeiul prevederilor articolului 71, alineatul 1 cu 3 din legea 2015/2001, administrației publice locale publicate cu modificări și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 26 din legea 340/2004, privind prefectul și instituția prefectului cu modificările și completările ulterioare, emite prezentul ordin, articolul 1, începând de data 25/11/2011, se constată suspendarea de drept a mandatului de primar al municipiului Cluj-Napoca, a domnului Florin Apostol, urma dispunerea registrării pregătirii acestea de către Curtea de Apel Cluj, secția penală și de nivel în dosarul numărul 1502/33/2011. Articolul 2. Suspendarea mandatului de primar va dura până la încetarea situației prevăzute în articolul 1 din prezentul ordin. Articolul 3. Prezentul ordin se va comunica de îndată primarului municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostol, precum și primăriei municipiului Cluj-Napoca. Articolul 4. Prezentul ordin poate fi atacat în condiție și cu respectarea dispozițiilor prevăzute din legea 554/2004, contencios administrativ, cu modificările, completările ulterioare, prefect, profesor dr. Florin Samatian. Doamna secretar. Am să vă citesc dispozițiile articolului 72 din legea 215/2001 administrației publice locale.